Oferă o cafea unui prieten, donează sânge sau oferă o floare. Orice mic gest poate schimba viața cuiva. Este un lucru pe care nu ar trebui să-l uităm, iar în acest sens, în ultimii ani, se dezvoltă în tot mai multe țări Ziua Bunătății Spontane. Ziua Actelor Aleatorii de Bunătate a fost creată pentru prima dată în Denver, Colorado, în anul 1995, de către o mică organizație non-profit, și anume Fundația Random Acts of Kindness. 9 ani mai târziu s-a răspândit în Noua Zeelandă în anul 2004. Ideea din spatele acestei sărbători este de a face lumea un loc mai bun, răspândind puțină lumină în jur și de a face din bunătate o parte din viața noastră de zi cu zi. Deși fundația nu a existat atât de mult timp, cu siguranță bunătatea și mișcarea pe care au promovat-o s-a propagat până în zilele noastre. Diverse studii au concluzionat că bunătatea este o parte inerentă a naturii umane, capacitatea de a simți și de a avea grijă de ceilalți se dezvoltă în timp ce suntem încă bebeluși. Importanța altruismului a fost mult timp un subiect de discuție în domeniul filosofiei, a psihologiei, sociologiei și biologiei evoluționiste. Există diverse teorii de ce oamenii gravitează către un comportament binevoitor. Poate pentru că a face fapte bune pentru alții crește probabilitatea ca aceștia să ne întoarcă favoarea dacă avem nevoie vreodată de ajutor în viitor. Poate că bunătatea ne este conectată în creier pentru a ajuta atașamentul social și coeziunea de grup. Poate că este pur și simplu un produs al capacității noastre de a simți empatie pentru ceilalți. De asemenea, este important să lăsăm deoparte diferențele și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor, indiferent de zi. Parabola bunului samaritean fiind un exemplu în acest sens. Oricare ar fi originele bunătății, această zi este o modalitate de a cultiva și de a încuraja această trăsătură prețioasă pe care o împărtășim cu toții.